Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți noastră acest act normativ care este acum în discuție publică. Nu știm cum va ajunge în guvern și ce modificări. Știu că sunt multe discuții. Unul dintre puncte este acela ca furnizorii care au fost sancționați să nu mai primească, sancționați de ANPC sau de altă instituție, să nu mai primească banii de compensare. Mă rog, mi se pare, dacă mă întrebați pe mine, cam mult. Spuneți-mi dumneavoastră cum vedeți acest act normativ și ce credeți că ar trebui inclus în această ordonanță pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal. Da, mulțumesc. Haideți să începem cu începutul și să plecăm de la următorul aspect. Deci, primul act normativ a fost un act greșit. Deși au fost suficient de multe elemente care să demonstreze acest lucru, au fost suficient de multe poziții exprimate în zona publică și s-a demonstrat această greșeală încă de la momentul în care a fost scris acest act. Cu toate acestea, oamenii au mers mai departe, l-au aplicat și în momentul în care rezultatele s-au văzut, respectiv facturile din ianuarie, care au ajuns în ianuarie, a apărut acea criză, a apărut acea situație, care încă o dată era previzibilă și o putem găsi în diversele poziții luate încă din octombrie. Deci ăsta e un element care trebuie să plecăm de la început. A fost un act făcut prost de la început. A doua chestiune care iarăși trebuie să o spunem de la început a fost că în loc să ne recunoaștem sau mă rog să recunoască că acest act a fost făcut prost, s-au venit cu tot felul de elemente de ascundere a acestui fapt. Că facturile au fost greșite, că furnizorii au făcut, că n-au făcut. Deci s-a continuat, din păcate, minciună. Primul aspect care trebuie să-l înțelegem este ca să rezolvăm o problemă, trebuie să ieșim din zona minciunii, pentru că altfel nu o să putem niciodată să distingem adevărul de minciună. Acum, vis-a-vis de proiectul care l-am văzut în spațiu public, sunt câteva aspecte. 1. Pe zona de gaze naturale, efectele nu vor fi unele semnificative. Adică dacă va ieși așa cum e scris în momentul de față, vreau ca toți românii să afle că atunci când le vor veni facturile din februarie, luna martie, adică la sfârșitul iernii, vor plăti mai mult decât au plătit anul trecut, vor plăti facturi mărite, vor plăti sume importante de bani și nu o să poți să mai dai vina atunci probabil pe furnizor, nu poți să mai dai vina pe ruși, nu poți să mai dai vina pe nimeni. Va fi din nou o situație creată de acest act normativ și practic cumva consumatorii vor fi puși în fața faptului împlinit, nu o să aibă decât să achite acele facturi, pentru că așa a fost făcut actul, un act care face ca în modificările făcute, de fapt, să nu se pună punctul pe I. Punctul pe I a problematicii au fost facturile la gaze naturale, care prin modul în care s-a creat atât prețul de plafonare, cât și nivelul la care se acordă compensare pentru consumul de gaze naturale, a făcut ca foarte puțini români să beneficieze, de fapt, de niște avantaje sau să beneficieze de un ajutor real. În acest act normativ se persistă cu această chestiune. Din nou se pune în față situația energiei electrice, aici se vin cu niște elemente suplimentare, sunt binevenite. Din punctul meu de vedere o să avem la anumiți consumatori facturi mai mici decât valorii mai mici decât în anul 2021, adică schema aceasta va duce facturi mai mici, dar foarte puțin contează în bugetul familiei, pentru că factura de energie înseamnă 2-3% față de factura de gaze, care înseamnă 18-20-25%. Adică cumva ieșim în față cu o măsură care arată foarte spectaculos, foarte wow, dar în spate problema o lăsăm în continuare nerezolvată.